Doamna Male este o persoană extraordinară, un exemplu pentru noi toți cei care am văzut evoluția ei spectaculoasă din ultima perioadă, motiv pentru care, iată, de ceva vreme nu mai mănânc. Mă uit la aceste produse care sunt în fața mea și nu mă ating de ele. De ce? Pentru că vreau să arăt și eu impecabil, precum doamna Male Anastase, desigur. Apă. Doamna Male este doamna aceea cu rochea aceea spectaculoasă în fața unui bloc pricăjit. Practic, cum sunt eu, cenușăreasa care vine de la Șușani și uite ce zână m-a transformat. Am venit la clinică, la Cronos, pentru că am făcut foarte multe de-a lungul dietei, am făcut foarte multe proceduri care, mă rog, au ajutat procesul de slăbire, în sensul că, deși luam foarte mult colagen, făceam LPG, care ajută la fermitatea pielii și e un masaj așa mai profund. Și am venit asta să o văd pe doctorița Ina Cioșoacă, care este una dintre cele mai apreciate doctorițe și cu care o să vorbim despre Botox, despre terapii care ajută la nivelul feței. O să vedeți! Trei puncte aici și trei puncte la fiecare mână. Zâmbim cu ochi, tare. Și cu nas faci așa? Zic, acum facem niște Botox pe care îl fac de la 27 de ani. Cine se apucă de Botox pe la 40, mai bine se mai apucă. Și mi-a ținut foarte multe riduri departe, domnul Botox. Pentru că este prevenție cea mai bună pentru formarea ridurilor de mimică. Vezi? Noi spunem că asta este injecția cu piper, pentru că simți așa, wow. No pain, no gain. Nici l-am întârziat. Doamna Amalia, o să o cunoaștem chiar acum, este o doamnă care pentru mine reprezintă un exemplu pe care doresc să-l urmez. Păi mă schimbam întâi, să punem, m-am schimbat, am făcut, am ales pantofi. Să punem la valiera, mergem în platou, nu mai avem timp. Astăzi vă veți convinge că se poate a dat jos peste 30 kg fără să se împometeze și ne împărtășește experiențele ei, Amalia Anastase. Ce s-ar fi nouă? Dar cine Maria? Sunteți dumneavoastră că nu... Doamna Amalia, să rămână. Îmi pare bine. Dom'le, dar ce... Amalia, ia pentru tine să prinzi peștele, dacă vrei. Ia, vin. Da, mă, n-ai de unde să știi, poate sare singur aici. Păi asta, tu ține acolo, că așa se dă aici, da, la pește. Exact. Și o să așa și l-aștept să sară, știi? Nu, dar roagă-l. Hai, peștișorule, te rog. Hai că te pun pe Instagram, haide. N-ai, mă, cu cine. N-ai cu cine. Da? Noi unde mergem acum? Uite așa, la pescuit. Mergem la pescuit, nu? Da, trebuia să o facem și pasta. Să mergem la pescuit. Sper să prindem pești mari. Pește mari.
Da, și pirania tot. N-are mă pirania în lac. Ba da. Da. Ba nu. Ba da. Ba nu. N-ai mă în această mașină cum să filmezi ceva? Cred că există cu TNT. Există? TNT sau nu există? Asta vreau să știu. Cred că există pirania cu TNT. Eu cred că există Spider-Man. Cred că nu există. Cred că există. Nu există. Nu există. Nu există. E amuzant. Fac pipi. Fac pipi. Glumești? Fac caca. Suntem în câmp, dar am ajuns la bază. Ne aflăm la o baltă, se numește Fumșani, și am venit pentru că avem niște prieteni care ne tot invită și am zis, pentru că socrului meu îi plăcea foarte mult pescuitul, am zis să-l aducem pe Toma cu lanseta pe care el i-a făcut-o cadou. Dar acum așteptăm să mâncăm niște pâine și după aia, o să și pescuim. Dar fii atent dacă nu prinde. E cald. Nu e ușor la pescuit. Ce crezi? N-ai cum să ajungi undeva și să nu fii un grătar la care exact. Răzvan să se... Să mă abonere, vreți? Eu nu știu. Știu și eu. Da. Cocoșata. Așa se pescuiește. Înțelegi? Exact. Niciun pescuit fără ceapă. Adică, deja suntem foarte pregătiți. Păi da. Nu, mai o carunc așa, gata. Gata! Altă viață, altă treabă. Gata, hai, mă, că gata, asta e. Așa se face. V-am zis că... Poate prind pește acum. Că mă arunc după el. Probabil că deja a prins pește, că de-aia nu vede. Mm-hmm. Mi-a speriat toți peștii. Poate prindem monstru. Ah, ok. Aha. Ai și fetele pe lac. Asta este viața. Câteodată nu prins pește, câteodată prins pește. Important în viață este să te bucuri de proces. Că pește sau nepește mai cumperi de la magazin, dar... Am lovit într-o piatră! Uite ce soare frumos e! N-ai mă cum, n-ai cum, nu ai cum! Du-te mâncați aici la mașină! Deci, precum spuneam, în viață e important nu dacă prinzi pește sau dacă prinzi pește, ci e important să te bucuri în timp ce. Uite ce soare frumos, vezi? Doamna Maria este o tipă foarte mișto și care a făcut foarte multe lucruri pentru mulți oameni, fără a striga în gură mare, așa că doamna Maria este chiar o doamnă pe care noi o iubim și o respectăm. Deci
2000 sunt de la Libris. Libris vinde cărți. Lumea citește cărți în România. Și o parte din banii de la cele cărți sunt donați de către ei la Salvați Copiii pentru campania aceasta și până acum cred că s-au donat vreo 200.000. 380.000 de euro. Anul ăsta. 380.000 în total. Total. În total avem 380 și ceva de mii de euro. Deci îți dai seama câte cărți se citesc în România? Cine zice că nu se citesc cărți? Hai că spun eu, 6,2% dintre români au cumpărat cel puțin o carte, adică sub 10%. Se poate și mai mult? Ceea ce înseamnă că noi facem treaba asta cu mai puțin de 10% euro. Îți dai seama? Da. Aia sunt baza oricum. Românii care citesc sunt baza, din păcate. Oricum sunt în creștere. Sper. Mulțumesc mult tuturor celor din presă care au venit. Datorită vouă noi putem să răspovolim acest mesaj pe care de 8 ani de zile îl tot comunicăm. Pentru că datorită vouă lumea poate să afle că cele 3 secunde care sunt necesare pentru semnarea unui formular pentru impozitul pe venit. Pentru cei care au profit și vor să doneze 20%, pot salva o viață. Pot salva o viață ca Evei. Dacă acești copii nu au șanse, nici societatea noastră nu va avea nicio șansă. De 8 ani de zile mergem prin toate maternitățile din țară, le cunoaștem pe toate, cunoaștem oamenii de acolo, că acolo nu există minute, acolo există secunde. Dacă nu te miști în câteva secunde, soarta copilului se poate schimba. Și vreau să-i mulțumesc Gabrielei și Asociației Salvați Copiii că au avut încredere în mine ca și ambasador. Au avut o încredere foarte mare pentru că la început le-am spus, sunt sigur că putem să facem asta, pentru că era o sarcină așa de mare, sunt atât de multe nevoi, încât, nu știu, ar fi trebuit un ambasador mult mai cunoscut decât mine și mai. Dar cred că ne-am descurcat împreună, nu ne oprim aici. Avem nevoie de ajutorul vostru, avem nevoie de toți prietenii voștri care au firme prospere și care pot să semneze acel formular de 20% din impozitul pe profit. Și nu cred că există obiectiv mai nobil decât acesta și nu e păcat că din banii ăștia nu vin o parte și la Salvați Copiii, care chiar știe ce să facă cu ei, chiar dovedește ce face cu ei și le mulțumesc încă o dată. Doamna Amalia, te iubim, doamna Amalia! Chiar asta e povestea mamaliei, că într-o noapte foarte târzie, când în sfârșit am scăpat de copii, așa, am vizionat foarte multe filmulețe făcute de Amalia și vreau să o felicit pentru tot ceea ce face. Și nou pentru a ajuta, uite, copiii foarte mici și cu probleme să ajungă așa mari ca Eva, care are acum 8 luni și s-a născut la 29 de săptămâni și foarte micuță. Până acum Salvați Copiii a ajuns în 96 de maternități cu 630 de echipamente pentru 72.000 de nou-născuți.
Și mulțumim tuturor, mulțumim și Amaliei, doamnei Amalia, pentru ajutor ca ambasador al campaniei noastre și mulțumim tuturor celor care ne-au ajutat și ne vor ajuta în continuare. Mulțumim și Eva vă mulțumește. Mă bucur că v-am luat și pe voi astăzi cu mine, pentru că vreau să vedeți ce facem noi timp de 8 ani, eu cu Salvați Copiii. Până acum am strâns 5 milioane de euro. Suntem niște campioni și o să continuăm. Vă pup!